Majoritatea tinerilor vor să devină medici, avocați sau economiști. Însă nomenclatorul le oferă mai multe oportunități de angajare. Aglomeratoriști, trărători de fețe pe calapod, împingători sau chiar confecționeri de gămălii de chibrituri. Toate acestea sunt meseriile zilelor noastre. Vedetă sau pompieri, cu toții au un singur lucru în comun. Meserii la superlativ. Omul a fost întotdeauna preocupat de albine, dar și de produsele pe care acestea le dau. Ca dovadă stă pictura rupestră din peștera Păianjenului, descoperită în anul 1921, în Spania, în apropierea Valenciei. Pictura surprinde modul în care omul de atunci recolta mierea cu ajutorul unui băț și al unui recipient. Prin intermediul descoperirii acestei peșteri, începuturile îndeletnicirii apicole ale omului au fost fixate în Neolitic sau sfârșitul Paleoliticului. Pe parcursul întregii sale existențe, omul a vânat cuiburile de albine sălbatice și le-a luat mierea. Apicultorii au folosit stupii și au recoltat mierea de la ei cu cel puțin 4500 de ani în urmă. Următoarea noastră oprire este apicultura. Am luat și noi legătura cu un apicultor de profesie și vrem să aflăm care sunt secretele, dar și tainele acestei meserii. Am în mâna mea un accesoriu deosebit de important, o mască de protecție, asta pentru ca apicultorii să nu fie răniți de albine. Îmi voi pune și eu această mască pe față, asta dacă voi reuși, și cu stângăcia evidentă vă invit să urmăriți un nou episod din emisiunea Meserii la Superlativ. Istoricul Herodot este cel de la care avem dovezi ale existenței apiculturii în Dacia. Acesta relatează că mulțimea de albine ce se afla pe celălalt mal al Dunării îi împiedica pe cei ce vreau să treacă în vechea Scitie. În America Centrală, populația Maya practica în mod tradițional apicultura, în stupi orizontali, cu albine care nu înțepau din specia Melipona bechei. Săpăturile arheologice din anul 1970 au scos la iveală stupi folosiți în urmă cu câteva secole, care se aseamănă foarte mult cu cei folosiți în prezent. De altfel, prima monedă cunoscută în lume are gravată pe ea albina ca simbol al hărniciei și aparținea civilizației din Efesul secolului 4 înainte de Hristos. Am străbătut și noi țara în lung și în lat pentru a sta de vorbă cu diversi apicultori. Am aflat povești de viață, adevărata pasiune pentru apicultură, dar și greutățile pe care aceștia le întâmpină pentru a reuși să trăiască de pe o zi pe alta din apicultură. Unul din apicultorii cu care am stat de vorbă se numește Alex și locuiește în Agapia. I-a plăcut, s-a ambiționat și a reușit. Meseria de apicultor este cumva pe buzele tuturor, dar în același timp e foarte puțin cunoscută de publicul larg, ca să spun așa. Când v-ați apucat de această afacere, dacă o pot numi în felul acesta? Afacere nu este neapărat, e mai mult o îndeletnicire de creștere a albinelor. Eu am 4 ani de zile de când mă ocup de aceste minunate creaturi. Ce pot să vă spun? Presupune foarte multă muncă și fizică, dar cel mai mult înseamnă cunoștință teoretică. Și fără cunoștință, fără proba teoretică, nu puteți face practică. Și ca și afacere vorbind, nu poți face afacere cu 10-20 de stupi. Trebuie automat să ai o cantitate mai mare, să ai un număr mai mare de stupi și trebuie muncă și muncă. Când v-ați apucat de apicultură? În urmă cu 4 ani de zile. Am început cu 10-12 stupi. Am ajuns în jur la 160 de stupi în momentul ăsta. Cu toate că am și servici, în timpul liber, încercând să... Numai dragostea și pasiunea te ține în priză. De unde această dragoste și pasiune? Ați avut alte persoane în familie care s-au ocupat de acest lucru sau a fost pur și simplu un vis pe care vi l-ați împlinit dumneavoastră? Nu, eu sunt la prima generație din familia mea. Într-adevăr, de la o cunoștință, un unchi de-al soției mele, care are stup de multă vreme, am fost într-o zi la el, mi-au plăcut și m-am îndrăgostit pe loc. Se poate trăi din apicultură în România în prezent? Destul de greu. Se poate, dar cu foarte multă muncă. Legislația nu este în favoarea noastră. Ajutor din partea statului este foarte, foarte mic și din partea autorităților locale, încât este foarte greu. La ce vă referiți când spuneți ajutor? Adică nu avem tipul de subvenții cum le au ceilalți crescători de animale. Cred că nici nu mai există la ora actuală acele credite care se făceau pentru fermieri și agricole, cum se spune. La fel, pot să vă spun și din punct de vedere al asigurărilor.
Deci nu se poate asigura această marfă nici pe transport, nici pe producție, pe nimic. Deci este cam greu ca legislație. Se poate face ceva în acest sens sau cel puțin ați încercat să creați o asociație a apicultorilor din România pentru a înlesli activitatea? Cu siguranță, ca individ nu poți rezolva nimic. Eu sunt înscris în cooperativă agricolă, profil apicol, Apis Flavia Răucești. Domnul președinte de acolo, domnul Apostoae Laviniu, se ocupă cu ceilalți conducători de cooperative și asociații să încerce să audă, să fie auziți de către autorități. Poate prin programul național apicol, poate se vor înlesni în ce sens să putem cumpăra și noi utilaje și poate, de ce nu, mașini de transport cu ajutorul acestui program. Ceea ce vedem în spatele nostru presupun că este realizat pe fondurile proprii. Ați încercat vreodată să accesați fonduri europene, ați încercat să primiți, știu și eu, subvenții de la stat pentru a clădi această mică afacere? Pentru că e atât de greu pe fond, pe surse proprii, anul acesta am încercat, am depus un dosar pe măsura 112, așteptăm derularea formalităților și poate cu un ajutor material o să putem să dezvoltăm mai tare. Foarte mulți oameni probabil că se gândesc că această meserie are și riscurile ei. Trebuie să înțelegeți albinele, trebuie să aveți o comunicare foarte bună cu ele. Cum ați reușit să ajungeți în acest punct și să nu vă puneți până la urmă viața în pericol? Pentru că e practic și acesta un secret al meseriei de apicultor în sine. Totul pleacă cu un test de alergie. Deci cel mai important este să nu fii alergic la înțepătura de albină. Pormă este dragoste. Deci fără dragoste nu te poți atașa de ele. Și albina simte pe om, care nu este îndrăgostit și nu-i place ceea ce face, devine irascibilă, devine nervoasă. Vedeți, stăm aici cu atâtea albine împrejurul nostru și nu se întâmplă absolut nimic. Depinde și de condițiile atmosferice foarte mult și de culesul din natură. Dar cel mai mult depinde de apicultor, despre cunoștințele lui și teoretice și practice. Seceta severă din România și-a lăsat amprenta și în ceea ce îi privește pe apicultori. Tot ceea ce au câștigat anul trecut vor trebui să reinvestească anul acesta, asta pentru ca afacerea lor la anul să existe în continuare. Mă aflu în acest moment pe un teren în care acum o lună și jumătate a fost cultivată o plantă pe nume facelia. Această plantă este deosebit de importantă pentru albine. Nu putem să vedem floarea pentru că seceta a calamitat până și această cultură. Rareș, în această seară, își va muta locația, dar nu speră la condiții meteorologice mai bune. Seceta a pus stăpânire pe întreaga țară, iar meteorologii spun că în următoarea perioadă nu există șanse prea mari de ploaie. Rareș, un alt apicultor pe care l-am întâlnit în călătoria noastră și pe care îl veți cunoaște imediat, a înregistrat mari pierderi anul acesta, dar nu îi place să vorbească despre acest lucru. El este suficient de pasionat de ceea ce face, încât consideră că aceste lucruri fac parte din eșecul oricărei afaceri. Alex, în schimb, nu a fost pe atât de afectat de secetă pe cât au fost apicultorii din sudul României. Perioada aceasta anului a fost foarte dificilă, să spunem, pentru agricultori. Ne-am confruntat cu o perioadă de secetă severă, cel puțin în partea de sud a țării. Din acest punct de vedere, producția de anul acesta a fost compromisă de perioada de caniculă în zona în care ne aflăm în acest moment. Să nu vorbim numai de caniculă, să ne aducem aminte că în perioada salcâmului de atâta floare se rupeau salcâmii. Dar erau afară sub 10 grade, ploua, deci a fost compromis începând din primăvară cu acele ploi și friguri. Salcâmul a fost 100% compromis, după care a venit seceta și canicula. Totuși nu este un an compromis, cred că undeva la 50-60% din anul precedent. Cred că în sud este un pic mai accentuat. La noi am mai avut ploi, am mai avut... Poate și rețeaua râurilor și subterană de apă este un pic mai la suprafață. Nu a fost așa de tare afectată producția albinelor. Înseamnă că vă permiteți să investiți pentru anul viitor și să continuați
această afacere? Depinde până la urmă de puterea omului. Nu este numai de a investi, este și de a aloca timpul necesar. Degeaba investim în materiale dacă nu avem timpul necesar să ne îngrijim de ele. Bineînțeles că și această dezvoltare depinde de fiecare în parte. Dacă avem un ajutor european, poate dezvoltarea va fi mai accentuată și mai rapidă. Dacă nu, eu oricum îmi propun să fie, chiar dacă este mai lentă, să mergem spre o dezvoltare, spre o întreprindere, într-adevăr, apicolă. Pentru că vorbeați de dezvoltare, câți stupi sunt în acest moment în spatele nostru? În acest moment sunt în jur de 120 de stupi în spatele nostru. Nu sunt toți, mai avem în jur de 40 de stupi cu care ne deplasăm la munte, aparte de stupii ăștia. Cu ăștia încercăm să prindem alte culesuri ca să nu fie compromis producția totală. Dacă undeva nu merge prea bine, va merge sigur în partea cealaltă. Deci încercăm să prindem din două locuri măcar o producție cât de cât bună. Ați încercat să intrați pe piață cu produsul finit, cu mierea, pentru că observăm că este atât de greu să promovezi în momentul de față produsele naturale, produsele obținute fără a fi prelucrate din punct de vedere chimic și așa mai departe. Se îndreaptă oamenii către acest fel de produse și din punctul dumneavoastră de vedere al apiculturii? Este știut faptul că la noi în România consumul de miere pe cap de locuitor este foarte scăzut, nu se compară cu țările europene. Dar totuși, fiind un produs 100% natural, neprelucrat de om decât de albină, este apreciat. Chiar și în cantități mai mici este apreciat. La toate astea, să ne aducem aminte că puterea de cumpărare este foarte mică în România. Neavând totuși un preț foarte mare, nu este apreciată la adevărata ei valoare, și nutrițională și, și benefică în sănătatea omului. Are atâtea beneficii încât omul nu are nici cultura necesară, nu înțelege exact ceea ce este mierea de albine și ceea ce conține ea pentru om. Benefic. Cărți sunt foarte puține editate, totuși doamna Mateescu are câteva cărți editate, apiterapia. Este terapia cu ajutorul produselor stupului și sunt foarte, foarte multe boli care se pot nu neapărat trata și preveni și chiar ameliora. Nu este un medicament, dar este un aliment foarte, foarte benefic organismului. Începând cu acum 1800 de ani, apicultura s-a dezvoltat și din punct de vedere tehnic și din punct de vedere teoretic. A început să existe o practică mult mai bună a acestui domeniu. Ce credeți că lipsește în momentul de față în România, spre exemplu? Asta pentru ca această meserie sau acest domeniu să ajungă la adevărata sa valoare și să poată fi, pe de o parte, exploatat de către oameni ca dumneavoastră și, pe de cealaltă parte, apreciat de către posibili cumpărători. Care sunt lucrurile care lipsesc în acest moment și care ar trebui îmbunătățite? Să nu vorbim, în primul rând, și numai despre produsele stupului. Miere, ceară, polen. Să ne gândim că cel mai mare și principal beneficiu al albinelor este polenizarea. La noi în România foarte, foarte greu se obțin contracte de polenizare cu fermierii. Și dacă se obțin, sunt la niște prețuri derizorii încât nu îți permiți să-ți deplasezi stupii pe suma care o primești. Aceasta ar trebui să fie principala activitate, să intre într-un cadru legislativ așa cum trebuie, fermierii să poată să beneficieze de o subvenție în caz de vor poleniza culturile cu albinei, având în vedere că producția urcă la 25-30% pentru dânsii, ar trebui contracte să se facă cu apicultorii. Va crește și producția celorlalte, din ramurile agriculturii, celorlalte produse. Asta, în primul rând, lipsește acest lucru. În partea a doua, să spun, punctul de procesare, un pic am greu să avem puține firme și exact cum spune toată lumea, acești samsari care începă intermediari, pierdem foarte mult, nu ne convine să dăm mierea la jumătate poate din preț, nu ne scoatem nici cheltuielile și atunci dacă nu mai ai un profit minim, rămâi numai cu dragostea și dragostea nu
poți să o ții în buzunare, să scoți banul numai din dragoste. Deci trebuie să se susțină în primul rând financiar singură, ca să o denumim afacere, și pe urmă să avem un profit. Bineînțeles că totul pleacă, cum am spus, de la dragoste față de albine, dar nu putem trăi numai cu ea. Ce să spun că mai lipsește? Este foarte greu, pentru că nu poți sta cu albinele în mijlocul șoselii să faci miere. Trebuie să intri pe niște zone mai puțin trecute de către om. Și la noi știm foarte bine drumurile astea, și forestiere, și între marile parcele de teren sunt foarte greu accesibile. Este greu din cauza mașinilor de transport, nu pot intra și nu putem amplasa stupii lângă șosele. Ar trebui, cum a fost odată la combinatul apicol, s-a întrerupt activitatea de mulți ani, se făceau niște vagoane speciale acolo, erau niște înlesniri pentru apicultori. Acum s-au cam terminat cu toate beneficiile care au fost odată și au fost lăsați să se descurce cum pot. Și cu toate acestea există în continuare oameni care, iată, se apucă de această afacere. Care ar fi sfatul pe care l-ați da chiar și tinerilor, pentru că sunt foarte mulți doritori în rândul tinerilor, în momentul în care ar dori să se apuce de o astfel de afacere? Ce le-ați spune? Să studieze, să-și ia un număr anume de stupi, să aibă anumiți mentori de la care să învețe meserie? Da, e foarte important de precizat că toată lumea crede că apicultura este numai lapte și miere, numai miere practic. Nu este chiar așa, este foarte mult de muncă, poate nu sunt în măsură să dau sfaturi, dar totuși în rândul tinerilor, dacă ne gândim, apicultura era o muncă a intelectualului în trecut. Apicultorii erau preoții, erau învățătorii, poate primarii din localități. S-a răsfrâns și asupra oamenilor de rând, văzând că totuși se pot ține, în primul rând, pentru familie, dacă ai 4-5 stupi în spatele casei, cel puțin pentru oamenii care stau la casă, este benefic pentru familie, în primul rând. Dacă rămân produse, se poate face și un minim profit. Nu poate să apuce toată lumea să facă apicultură, cum nu suntem toți doctori și președinți. Dar cu puțină cunoștință, cu învățătură, cu partea teoretică și poate o vizită o dată sau de două ori la o stupină, cu ajutorul dragostei față de albine, imediat te prinde. Nu se poate face oricine apicultor. Rareș, reprezentant al noului val de apicultori, este în măsură să dea sfaturi celor care se află la început de drum. A trecut și el prin asta, știe ce înseamnă și știe cât este de important să ai pe cineva alături. Este nevoie de teorie, dar este nevoie și de multă practică, de ucenicie. Dacă ai avea în fața ta un tânăr, de vârsta ta să spunem, care ar vrea ca de mâine să înceapă să lucreze în acest domeniu și să-și dezvolte propria lui afacere, care ar fi primul sfat și cel mai important pe care îl ai da unei astfel de persoane? Primul sfat este stupii care îi cumpără, îl sfătuiesc să nu cumpere mai mult de 10 familii și a familiile să le cumpere în primăvară, deci în niciun caz în perioada asta sau în toamnă, și cu 10 familii să ocupe 2 ani de zile, făcând practică multă pe familiile acelea. Adică să nu se gândească că, mamă, din alea 10 familii vreau să scot toată mierea, și părerea mea să nu se gândească la un câștig din alea 10 familii. 10 familii să pur și simplu să facă practică pe ele, să le cunoască foarte bine, să vadă cum se lucrează cu un stup și după 2 ani de zile eu spun că poate să ajungă la un 50-100 de familii liniștit. 2 ani de zile se descurcă. În cauza am un prieten care și el e cu mine aici și acum la ora actuală are 40 de familii și anul trecut s-a ocupat, dar a avut bafta asta că stă toată ziua cu mine și l-am ajutat foarte mult și și-a dorit să învețe și a învățat foarte, foarte multe. Mai are probleme cu înțepăturile, mai sunt unele chestii pe care nu le știe, dar sunt tot timpul aici și îl ajut și așa a trecut ușor peste practica care se spune, de a ajuns așa repede într-un an de zile la 40 de familii, dar dacă e un tânăr care nu are ajutor sau nu are un apicultor mai vechi lângă el, atunci îl sfătuiesc maxim 10 familii de albine și 2 ani de zile practică să facă pe el. Și după aceea, cu siguranță se descurcă.
A fi apicultor înseamnă a sta pe drumuri, a-ți dedica viața albinelor, stupilor. Trebuie să ai grijă de ei, trebuie să-i înțelegi, trebuie să simți. Dar mai presus de orice, trebuie să ai răbdare, iar condițiile nu sunt întotdeauna bune. Alex nu a reușit până acum să-și achiziționeze o rulotă. Acesta este visul oricărui apicultor. Rareș, în schimb, se bucură de confortul propriei sale rulote. Este precum un apartament, doar că este pe roți. Este, de fapt, apartamentul său pe roți și este primitor. Orice, adică ce într-un apartament sau într-o casă și în rulota asta este orice. De la aragaz, frigider, cuptor, apă cu apă caldă, tot, dulapuri, tot ce trebuie într-o casă. Sunt foarte surprins pentru că, contrar așteptărilor, este răcoare aici în luna august și nu ai niciun sentiment de disconfort. Păi sunt concepute, au o izolație, vara ține destul de răcoare și iarna ține cald, adică o izolație ca la casă, cum am avut acum polistirenul pe interior, că am avut o problemă mică undeva într-un colț și am văzut că izola cu material ca un polistiren, așa, deci... Foarte bine. Bine, las și geamurile deschise și destul de bine într-o lată. Nu-i problema. Ne-ai spus mai devreme și văd în fața mea cuptor, aragaz, o chiuvetă. Îți gătești? Presupun că faci absolut orice face un om normal. Nu, orice, nu am probleme. Deci de la orice mâncare se gătește într-o casă și aici poți să gătești până și când o prăjitură la cuptor. E același sistem pe gaz, tot acela consumă exact la fel, deci nu e nicio diferență la rulotă sau la într-o casă obișnuită. Drumul de acces este foarte aproape de locul în care ți-ai amplasat tu acum afacerea. Cu toate astea, ești în câmp deschis. Care sunt pericolele afacerii, dar și care sunt riscurile unei persoane ca tine care locuiește pentru o bună perioadă de timp într-un astfel de mediu? Pericolul pentru stup sunt foarte mari, adică sunt foarte multe persoane care le fuge ochiul, cum să spune, adică dacă trec la furat de lemne cu căruța, văd și stupii, să tot gândesc, o fi miere aici, o fi având miere, butoaie de miere, eu știu ce să mai gândesc pe acolo și tot timpul urmăresc, deocamdată nu am avut probleme. Am și doi câini destul de mari, ciobănești mioritici, care i-au văzut tot timpul aici și destul de periculoși seara, adică chiar n-am probleme, dar deocamdată n-am avut probleme, dar sunt șanse să dacă nu sunt o seară aici, să dispară stupii. Nu chiar, nu toți, dacă cât se poate o să fie. Pe când eu, pericul pentru mine nu e absolut deloc, adică mie îmi place foarte mult, nu cred că am un pericol să fie pentru mine ceva. Pe lângă faptul că ai mai mult decât strictul necesar, ești și la curent cu ceea ce se întâmplă în țară, cu informația asta, pentru că ai internet. Da, asta, fără asta nu puteam sta, pentru că pe internet acum știm toți că găsești orice, adică dacă vrei ceva, orice găsești și fără internet în fiecare seară stau cam o oră jumate, două, nu, iarăși am o concepție, adică nu depășesc ora 10, la ora 10 mă pun la somn, deoarece fac și sport și dacă nu te odihnești suficient, iar e o problemă, dar o oră jumate, două în fiecare seară sunt pe internet, mă interesez, îmi verific mail-ul și toate ce trebuie. Sunt la curent cu orice. Dar apicultura nu este singura pasiune a lui Rareș. Muntele nu mai are niciun mister pentru el. Asta pentru că practică sporturi de iarnă în fiecare an în afara țării. Este instructor de schi și îi place acest lucru. Dacă ar trebui să renunțe la una din cele două meserii, nu ar putea face așa ceva. Asta pentru că în prima parte a anului se adăpostește la căldura cabanelor din Austria, predând lecții de schi, în timp ce vara se plimbă prin toată țara pentru ca albinele lui să beneficieze de avantajele pastoralului. Cum se îmbină sportul și apicultura? Sportul de iarnă, pentru că cu asta te ocupi, și apicultura pe timpul verii. De-aia și fac. Am ales până la urmă apicultura pentru că chiar se îmbină. Iarna nu am treabă cu stupii, chiar deloc. Deci din decembrie, din sfârșitul noiembrie până în martie, nu umblu absolut deloc la ei. Pur și simplu nu am nicio treabă. În perioada aceea eu sunt plecat la schi, se termină sezonul de iarnă, atunci încep perioada de apicultură. Mă ocup până în toamnă, iar îi las, pur și simplu hibernează. Nu am absolut nicio treabă să-mi fie că să umblă. Deloc, nu umblă toată iarna, nu am treabă.
Și automat se învine, pentru că dacă nu am treabă la ei, am timp de schi. Practic, în timpul unui an de zile, ai două meserii sau ai două stiluri de viață complet diferite din zone cu totul și cu totul diferite. Dacă s-ar întâmpla ceva sau dacă, să spunem, ar trebui să iei o decizie dintre apicultură și sportul de iarnă, la ce renunța? E greu de spus acum, pentru că sportul de iarnă, sportul în general îl fac de mic, de până la 11 ani. Deci de la 11 ani și am multe peripeții pe munte, că îl fac extrem și îmi place foarte mult chestia asta. Acum îmi place foarte mult și apicultura și nu știu ce aș alege. Chiar e foarte greu să decid. Nu vreau să ajung la ideea asta, să renunț la ceva. Deci aș vrea să le combin tot timpul, toată viața asta. Altceva n-aș face, apicultură și schi, iar nu cred că pot să renunț la una. Adică în momentul ăsta n-aș renunța. Doar așa să... N-am avut de... Din 2000 nu am avut niciodată să zic, mă, nu mai, gata, nu mai vreau să aud de apicultură, nu mai vreau să aud de schi. Mi-am mers tot timpul, am crescut, deci nu am avut de tot timpul a fost în creștere. Nu, deci până la urmă nu concep să fie una, să las deoparte. Deci sper să fie tot în regulă. Da, pentru că e viața ta, așa cum o percepi în momentul de față. Te-ai gândit vreodată să faci și altceva în afară de apicultură? Da, am avut mai multe în cap, pentru că v-am spus tot timpul, să informa și așa, m-am ocupat cu echipament de schi, am vrut să fac un magazin de echipament de schi, am vrut să fac chirieri de biciclete cu turiști, să plimb turiști, dar toate nișele acestea sunt ocupate și până intri în interiorul lor foarte greu, pentru că ești la început și foarte greu. Pe când apicultura am făcut foarte multă practică și mi-a fost foarte ușor să intru pe nișa asta și nu am simțit că e greu, mi-a fost bine. Cât de mult crezi că contează practica în apicultură și cât de mult poți să înveți din cărți? Și din cărți, să știți că sunt unele chestii pe care pentru tratamentul albinelor, denumiri pe care nu le practic, n-ai de unde să le știi, deci numai să le vezi din cărți, dar practica e pe primul loc, pentru că dacă nu faci practic, degeaba și mamă sunt apicultor, am citit 10 ani cartea și cărțile și știu tot. Și când ajungi în fața stupiului deschis, te uiți la el și nu știi ce să faci. Pe când în carte spune ceva, acolo vezi, poate să nu fie la fel și te blochezi, pur și simplu te blochezi. Foarte mult practică, eu spun că 80% practică, 20% teorie. Ai avut vreodată impresia de când ești în acest domeniu, cum că generațiile care vin în urma ta uită acest domeniu? Eu am rămas surprins, pentru că sunt foarte mulți tineri care s-au apucat de chestia. Datorită fondurilor europene, care se tot accesează, foarte mulți tineri s-au apucat de chestia, dar sunt foarte mulți începători și care cred că apicultura, ai un job, ai mă apupac, nu știu ce, mai chem pe nea Gheorghe, pe nea Enel și mă ajută și fac asta. Nu e așa, dacă nu cunoști și nu faci un pic practică, cam e în bară spus vorba aia. Adică sunt șanse să pierzi din ce ai investit. Trebuie la început practică 2-3 ani să te obișnuiești. Eu am rămas surprins, deci sunt foarte mulți tineri. Am întâlnit în pastoral foarte mulți tineri care s-au apucat de apicultura. Soarele apune peste aceste ținuturi și mâine este o zi. De dimineață, ambii apicultori se vor trezi cu noaptea în cap pentru a-și muta locația. Până la sfârșitul verii, vor fi colindat întreaga țară. O fac de plăcere, pentru că își iubesc meseria, pentru că o consideră o meserie la superlativ. Nimeni și nimic nu le poate alina dorul de stupi, de albine. A devenit deja o obsesie. Este afacere de familie, este hobby, este unul din joburi, este până la urmă tot ce au. Alții și-au schimbat firul vieții pentru a sta în apropierea stupilor, pentru a face afaceri din miere. Au părăsit Bucureștiul și s-au stabilit în Moldova. Fiecare din ei are o poveste în spate, are un trecut. Dar mai presus de orice, cu toții împărtășesc pasiunea pentru albine, pentru că ei o înțeleg altfel. România, în schimb, nu înțelege pe ei.
Pasiune, muncă și sacrificiu sunt cuvintele care descriu meseria de apicultor. Fiecare apicultor în parte se gândește cu optimism, dar în același timp cu spaimă la ziua de mâine. Le place ceea ce fac. Dar în momentul de față, România nu le asigură cadrul legislativ corespunzător pentru a se dezvolta corespunzător. Rămâneți în continuare alături de campania demarată de www.ziaruloval.ro, meserii la superlativ, asta pentru a afla care sunt îndeletnicirile omului și cum unele din aceste meserii, din păcate, în curând se vor pierde. Pe parcursul întregii sale existențe, omul a căutat cuiburile de albine sălbatice și le-a luat mierea. Apicultorii au încercat să folosească mierea obținută de la stupuri. Stupii. Sprijinăm tot ce e de sprijinat. Gata? Pe parcursul întregii sale existențe, omul a căutat... Stai puțin că-mi intră asta în ochi. N-am pus eu asta bine pe mine. Gata. Nu, mi-intrea un pic asta. Pe parcursul întregii existențe, omul a căutat cuiburile de albine sălbatice și le-a recoltat mierea. Apicultorii au făcut același lucru cu stupii și